Da. Păi, ce cauți acolo pe masă cocoțată? Dacă nu ajung la rafturile astea, ce vrei să fac? O să spun scăunel sau ceva. Da, scăunel, că dacă aveam scăunel, îmi puneam scăunel, dar... Ce să fac dacă nu am? Am descurc un poș și eu. Păi și ce faci atunci? Nu am vrut să cobor. Logic. Pentru că avem 10 zile în marină în care trebuie să punem barca la punct, ne-am apucat să facem fix asta, să punem barca la punct. Prima lucrare pe care o facem, pentru că nu avem bani încă, este să punem plasa asta pe balustradă. O să dureze probabil o zi și ceva, că da, că să dau găuri și știți cum e cu mașina mea de găurit. Dar începem lucrările. Am fost astăzi la Chandler, m-am uitat de piese, au toate piesele pe care mi le trebuie. Sper ca pe vineri, să joi vineri să pot să mă duc să le comand și săptămâna viitoare să le am. Deci, da, o să fie niște 10 zile destul de aglomerate. Pentru că de asta am venit. Plus că vine niște vreme nasoală. O să vină niște vreme brutală, o să fie vânt de 40 de noduri aici. Deci bine că suntem în marină, legați, safe. Și da, stăm să treacă. Dar nu știu de ce presim că o să prelungim un pic marina asta. Salutare tuturor, aventura noastră continuă aici în La Linea de la Concepción din Spania, într-o marină. Nu suntem chiar în Gibraltar. Gibraltar este un pic mai acolo, la câteva sute de metri. Am acosat aici marina asta pentru că este foarte, foarte ieftin. Este 16 euro pe zi, ceea ce este ridicol de ieftin. Tăceați-mă din gura mea! Este ridicol de ieftin pentru o marină. Adică în Gibraltar marinele sunt peste 50 de euro pe zi. Anyway, suntem aici de ceva vreme și foarte bine am făcut că am tras aici la ponton, pentru că fix după ce am venit, după ce am ajuns aici, am constatat pe Predict Wind că urma o furtună, o mare, mare furtună. Am știut că vine, pentru că am văzut-o pe Predict Wind. Cât de mare furtună? Păi, vânturi de 35 de noduri cu rafale de peste 40 de noduri, ceea ce este foarte, foarte puternic. E un vânt foarte puternic. Și ne-am pregătit. Știam că urmează, ne-am legat, ne-am pregătit cockpit-ul, pentru că joi urma iureșul. Și a venit iureșul. Da, trebuia să facem chestia asta seară, dar nu ne-am gândit și o să o facem astăzi. Deja a venit vântul, credeam că astăzi pe dimineață nu o să fie vânt, dar deja s-a pornit. Un avion decolează, nebun. Și leg mainul, leg în lazy bag, pentru că altfel mi-l zboară vântul. Au fost cazuri de oameni care nu și-au legat mainul pe furtună. Și efectiv, vântul a scos tot mail din lazy și a început să-l fluture. Și au rămas fără mail, au făcut franjuri. Mikey, ce viață frumoasă ai! Mikey, nu vine să cred! Ce decizie bună ai luat! Ce frumos e să locuiești pe barcă! L-aș dori și eu! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Nimic! Poate vântul. S-a mutat pontonul? Nu. Mă zbor!
asta se rupe. La care suntem s-a înclinat în jos. Nu știm exact dacă mai ține. Au venit inclusiv oameni de la marină să se uite, să vadă dacă este în regulă. Pontonul ăsta se dezintegrează efectiv. Ia uite cum e. Stă într-o parte. Nu știu dacă mai ține. Au venit și băieții să se uite la el. Nu știm exact ce se întâmplă, dar e să nu se rupă efectiv de restul pontonului. Păi, partea bună e că panourile solare țin fără nicio problemă, adică dacă am ținut la vântul ăsta de 40 de loduri, cred că suntem ok. Asta a fost și motivul pentru care le-am lăsat, nu le-am scos, chiar voiam să văd dacă țin. Mamă, și ne-am înclinat! Wow! Nu te vezi jos, că e nebunie! Hai de capul meu! Hai să pornesc un pic motorul totuși, că nu-mi place ce se întâmplă. Îl dăm în față, virăm maxim stânga, ca să ajutăm un pic dracul ăsta de ponton. Afară iureșul de pe lume și ce se face aici în barcă? O pituță! O pituță! Mă, tu știi ce e afară, mă, Denisa? Mă, ce iureș? Da, știu, dar ce vrei să fac, nu? Să mai fac pâine? Da, ce să mai faci? Fă o pituță ce acolo. Ce pot să fac? Așa. Fac acolo o pituță. Lasă că mă ocup pe afară de treabă. Lasă așa, fac acolo. S-a terminat iureșul. Nu mai bate vântul, doar plouă. Așa, mocănește, samsara a supraviețuit furtunii, suntem all good. Barca de acolo a fost legată, au venit băieții, au legat-o înapoi la loc, este all good and all safe. Singura victimă este Biminiu, care a adunat foarte mult apă, dacă împing aici, uite că curge apă, fain. Da, a făcut o burtă și în două burți și în burțile astea se adună apă. Ia uite.
Ei, aia e singura chestie și s-a și rupt. S-a rupt miniu, n-am ce să fac. O să văd dacă pot să repar, dacă nu. Aia, merg pe la șarma lui de bimini. Dar da, totul este în regulă. Samsara a scăpat. Pontonul e viu. Ne putem curca și noi liniștiți la noapte. Venisa, dospita a luat-o ăla? Și după iureșul ăsta am avut câteva zile în care am putut să facem și alte lucruri productive. Am fost, de exemplu, la Lidl, pentru că Zen și Frankie au închiriat o mașină și am avut o mașină cu care să mergem la Lidl și cu ocazia asta am făcut și provizii pentru trecerea Atlanticului. Provizii la modul că am luat elementele mari, adică, nu știu, apă plată care e foarte grea, conserve și chestii de genul ăsta. Le-am luat, le-am băgat în mașină și le-am băgat în barcă. Deci cam 70% din shopping-ul pentru Atlantic este făcut deja, este jos sub mine în bilgiul bărcii. Și am mai făcut și multe alte chestii. Am mers inclusiv în Gibraltar să vizităm Gibraltarul. Am reparat vinciurile, mă rog, două dintre ele. Însă n-a durat mult vremea bună pentru că duminică, fix când a trebuit să facem live-ul, s-a declanșat iară iureșul. Și am făcut un pic de live din timpul iureșului, ca să vedeți și voi că eram puțin ocupat cu barca. Nu prea puteam să stau în barcă să fac live când mi se trântea de ponton, știi, trebuia să am grijă de ea. That's almost a quarter ton of water. Vreau un sfert de tonă de apă. Hai, hai. Attention all customers, we are closing till 3. Please refrain from placing any more items on the conveyor belt. Thank you. Astea sunt cumpărăturile pentru Atlantic, a doua tură. Și cel mai greu al trebuit. Oh no, it's okay. Come here, guys, unloading my shit. Măcar ar fost de folos. Măcar ar fost de folos. O mie de euro și am luat gen un ghiozdan de chestii. Mă rog, am dat comandă de piesele pentru motor, pentru revizie, sunt aproape 500 de euro. Nu mai de motor, care vin luni sau marți. Am luat o funie pentru mainsheet. Am luat o funie de rezervă. Măi, că nu zice funie, zice parâmă sau școtă. O funie, o frânghie. Pentru main și una pentru main, pentru haliardul de la main. Pe care zice soția de rezervă. Niște scripeți. Frâne ai luat? Nu. De ce? Nu pot să iau frâne pentru că trebuie să iau niște ghiduri din alea și n-au cum să pun rifurile pentru că îmi trebuie niște ghiduri de la Levmar și ăștia n-au, nu sunt distribuitori. Mi trebuie niște role din alea prin care vin parâmele. Deci ai luat 4 funii și ori costat 1000 de euro. A fost 200 de euro, numai 170 de euro una. Ia să tu că am prins o furtună pe drum. Pantalonii sunt plioarcă. Am aici niște chestii. Asta e de la Marina. Ai plătit? Da, asta e factura de la Marina, sper să se mai vadă. Lasă-l că se usucă. Întinde și lasă aici. Nu. No. Nu, no. Ce e aia? Asta este o plasă. În care practic pui fructe. Știi? Normal, e bine să le pui ca să nu se strice. Și stă undeva aici. Aș vrea să pun undeva aici, nu? Da, e mișto.
Sigur e prea jos? Mi se pare. Vezi? Uite mai sus. S-a rupt? Nu, s-a desprins de acolo. Am schimbat funia asta de la main sheet pentru că era ciupită într-un loc, pentru că s-a rupt un scripete. Și când s-a rupt scripetele, a ciupit-o, uite. Și am înlocuit-o. Am luat una nouă, altă culoare, pentru că nu avea din asta albastră, dar e ok pentru că oricum nu avem parâme negre. Deci negru de acum încolo o să fie main sheet-ul, Denisa, să-ți minte. Bine merge asta. Și nu mai scârție deloc, nu o să mai facă. Păi nou. E nouță, e fresh. E cea mai bună parâmă, nu este Dyneema. Dyneema e ceva super șmecher. Asta este 3 euro metru, Dyneema este 10 euro metru. Da, nu. No way. Nu ai găsit? Sau nu? Am găsit, dar nu voiam, era foarte scump. Am schimbat și riful ăsta verde, că ce diferență, vezi? Când e nou. Da. Și uite cum arăta capătul celălalt. Care era utilizat și folosit în continuu. Mm-hmm. Poate asta e practic aproape nouă. Dar da. Am schimbat și lucrurile astea. Asta e că dacă ai funile astea, dacă sunt roase, tot mecanismul merge mai greu. Se ridică mai greu main-ul, e mai mult stres pe scripeți, pe tot sistemul, știi? Da, adică pui mult stres. Cu cât sunt mai noi parâmele, cu atât alunecă mai bine, logic. Și atunci și scripeții muncesc mai puțin și toate mecanismele sunt mai puțin stresate. Motivul pentru care nu mergea, pentru care invertorul, mă rog, s-a oprit, că nu s-a oprit invertorul, s-a dat o siguranță. Și s-a dat o siguranță pentru că, din nou, sistemul meu fotovoltaic și sistemul meu de curent de pe barcă era gândit pentru un invertor de 1200 de W. Și pentru că am schimbat invertorul și am pus unul de 1600 de W, trebuia să schimb și niște siguranțe, trebuia să schimb și cablurile să fie mai groase, știi, ca să ducă atâta putere. Eu n-am făcut asta. Și invertorul, pentru că este un invertor deștept, îmi decuplează când bag în priză mai mult de 1200 de W, pentru că simte că se supraîncălzește sistemul. Adică ăsta este cablul vechi care ducea curent de la baterie către invertor și ăsta este cablul nou pe care l-am luat. Da? Se vede o mare diferență. Când porneam invertorul ăsta nou, cablul ăsta mic se încingea, se înroșea și era inadecvat. Ăsta este altceva. Și da, asta fac acum. Schimb cablul ca să putem să folosim invertorul de 1600 de W la capacitatea lui maximă. Ce să le iau, zice? Nu știu cum înțelegi. Le pui pe ochi, pe dormi ca să nu bată lumina. Ochelari. De dormit. Am montat plasa asta. Ia, prezintă-ne plasa și zi-ne pentru ce. Este plasa pentru fructe. Și ce face? Ține fructele. Ca să nu se strice. Lapte de cocos, ginger, soia, curry. Păi și pentru ce atâtea? Wasabi pentru ocean. Și mâncam atâta wasabi pe ocean?
Nu, dar și pentru Caraibele, că s-ar putea să nu găsim acolo. Uh-huh. Adică nu știu dacă să găsim, dar why not? Noi mâncăm mult sushi și... Adică chestiile astea, nu? Pentru sushi. Asiatice, da. Asiatice. Asta nu e asiatic, n-are nicio treabă. Ăla nu. Dar astea sunt. Adică, de exemplu, este oțet de... Oțet de sushi vinegar, oțet de orez, pentru pus în orezul de sushi. Cocos, mult cocos, lapte de cocos pentru curry. Niște curry, de golden curry. Golden curry, green curry. Red curry, mult wasabi iară. Avem acești germeni de fasole pentru patai. Avem un litru de sos de soia. Și avem o grămadă de sos de soia, avem și pentru sushi, asta e pentru gătit sosul de soia, ginger și o grămadă de alte chestii pe care, Denisa, unde le-am pus? Unele birzi, unele sertare. Uite, mai avem aici orez pentru sushi. Motivul este unul foarte simplu, o să prindem mult pește pe ocean și noi mâncăm peștele crud pentru că așa este sushi-ul, mă rog, nu tot timpul. De exemplu, aseară am făcut un curry de pește, de ton. Și bineînțeles că tonul este copt, este fript. Dar de multe ori mâncăm tonul crud, pentru că așa este sushi-ul. Și fix când îl prindem pe ton, în ziua aia de obicei mâncăm un sushi, cu toții. Știi? Și pentru sushi ai nevoie de wasabi, ai nevoie de orez de sushi, ai nevoie de ginger, ai nevoie de oțet de orez ca să pui în orezul de sushi. Și nu aveam treburile astea. Și în Grecia n-am găsit. Deci în Grecia nu găseam wasabi, nu găseam ginger, nu găseam nimic. În Italia la fel. Nici în Italia n-am găsit nimic. Și aici în Spania am găsit un magazin asiatic și ne-am făcut provizii de nave la ginger de ne ține pentru tot Caraibele. Pentru că nu știm dacă în Caraibe vom avea unde să cumpărăm magazine asiatice cu toate chestiile astea. Așa că ne-am făcut provizii. Plus că pe Atlantic, cum prindem un pește, cum facem un sushi, știi? E mâncare proaspătă. Da, până acum am cheltuit, câți bani am cheltuit, Denisa, pe mâncare? De 600 ceva de euro am cheltuit până acum, doar pe mâncare. Mm-hmm. Dar asta pentru 4 oameni, să ne înțelegem. Da. Și încă n-am terminat tot, adică încă n-am cumpărat pentru Atlantic chestiile fresh. Am luat doar ce este, adică mare, apă, conserve, știi, chestii care țin, pe care le putem pune în bilgi. Încă n-am cumpărat chestiile la proaspete, adică fructe, legume, ce vom mânca, brânză, ce vom mânca, că pe astea le vom mânca în prima parte a pasajului. În prima săptămână de pasaj de Atlantic, vom mânca chestiile care sunt perisabile, da? Fructe, legume, brânzeturi și așa mai departe. Și abia după aia o să începem cu paste, cu căriuri, cu alea pe care le avem deja făcute. Și bineînțeles, cei care vor veni pe barcă cu noi, vor pune și jumate la mâncare. Adică o să primim banii înapoi de la ei, știi? Banii pe care le-am dat pe mâncare. Cel puțin jumate din banii pe care le-am dat pe mâncare. Dar da, e sâmbătă, noi deja am fost la cumpărături, am fost la Chandler-i, am muncit, este ora 3 și mai avem o grămadă treabă. Adică nu există sâmbătă, duminică, noi facem treabă în fiecare zi. Și doamne, câte treabă mai avem. Adică pe punte este... Haideți să vă regătă apă pe punte, numai așa de curios să vedem. Ce e pe puntea mea? Ia uite ce pe puntea mea. Uite, apă. Uite cât apă e aici. Și uite cât apă e aici. Ia uite cât apă. Avem aproape un sfert de tonă de apă. Doar pe tribordul bărcii. Atât de mult avem încât barca stă înclinată. Efectiv, ia uite că nu e la 0 grade. Vezi, e înclinată barca. Are un grad 2 de înclinație. Atâta de mare greutate este pe tribordul bărcii. Și am uitat să punem toată apa asta de aici și de acolo, trebuie să-i găsim un loc în bilgi, undeva. Dar da, mai avem de trebuie să curățăm bilgiul ăla, că e puțin murdar, și după aia o să băgăm apa acolo și să vedem până le depozităm. După cum observați, mi-am pus niște LED-uri aici în spate, în barcă, arată foarte mișto, sunt RGB-uri, ia uite. Țac, ha? Zbang, zici că e club de noapte aici. Pentru nopțile în care stăm aici și petrecem. Asta a fost clipul, haideți să încheiem, vreau să mulțumim generoșilor noștri, sponsori care fac posibil acest tip de content și vouă când așteați cu un like și un coment la fiecare episod. Asta a fost clipul, ne vedem data viitoare cu unul proaspăt și nouă nouți, vinerea viitoare, când noi vom fi în pasaj către Canare. Dar ne vedem duminică la live ca să vă povestim tot ce am pregătit. Marți plecăm către insulele Canare, către Tenerife. Marți. Dar duminica asta ne vedem pe live, aici pe canal. Bun, pahajul, să aveți o zi excelentă oriunde v-ați afla. Pa!